Hai repede, vin încoace. Da. Ții tu aia. Bine. Tu du-te înăuntru. Bine. O să stau la o masă, știi că cică acolo să vină să stea ei, bine? Hai, bine. Hai să intrăm. Aolo, ce râde. Bună seara. Bună seara. Oh, dar după cum sunteți îmbrăcat, bănuiesc că sunteți Andrew Smith. Da, da. Bună seara, domnișoară, bună seara, Andrei. Domnule, suntem încântați că ați venit la restaurantul nostru, domnule, să știți. Avem marea plăcere să fim gazda dumneavoastră în această seară și sperăm din tot sufletul să fim exact pe măsura dorinței dumneavoastră. Colega mea dinăuntru se va ocupa de dumneavoastră să vă ducă la o masă, după care să știți că o să fiu servitorul vostru umil în această seară, chiar eu. Poftiți, poftiți. Hai după tine, Andrei. Mă descurc, băi, sau nu mă descurc? Bună seara! Da, da. Asta? Trebuie să-i ducă și la o masă mai retrasă, mai romantică. Hai de grabă aici, uitați, e perfect aici, uitați chiar aici, vă rog. Ești bine-s? Spectacol. Dar te descurci ok? Hai de mama asta. Dar ce elegant sunteți, domnule Pericol. Băieți, sunt din asta, mă, eu, cum se numește. Eu, uite, avem covor aici. Am nevoie de un băiat aici să vină și să facă scandal pe aici și să-l potolească Andrei, să vadă Andrei cât de bun e el, știi? E tot ok? Da, le-am zis să mă cheme când să le iau comanda. Bre, dacă toți suntem aici și ei sunt acolo, spune. Nu vrei să mergem aici în spate? Unde? Hai, bre, știi ce zic? Bre, suntem la muncă. Cum suntem la muncă? Că vreau doar să-l ajut pe Andrei, nu suntem la nicio muncă. Da, bre, da. Bine, bre, hai. Vrei? Vrei acolo să mă duc să-ți dau? Mie? Dai? Hai. Serios? Hai, bre. Ia, bre, dar cu ce mașină... Păi, dar chiar vrei? Hai, bine, să-ți dau. Că văd că deja vrei de prea mult timp. Știi melodia cu una să-ți dau, să-ți dau, să-ți dau? Să-mi fleșcă pe ea. Se rup da. Cămașa de pe mine, sau cum era? Bun, bebe. Hai așa, stai să mă pregătesc. Olu, stai că mă sună. Te sună ăla? Băi, într-un minut vin că pregătesc mâncarea și ca să am multe din astea să vă întreb. Auzi? Bine, bre. Acum vin, stai așa. Mă duc imediat să le iau comanda și tu le dai mâncarea, știi? Mai bine îmi dai mie. Deci banii ăștia ai vreo, da? Ți-i dau acum. De ce? De ce? Că nu mă gândeam la bani. Doamne, mi-e rușine. Ferească Dumnezeu, ce-am putut să fac? Bun, și... Hai de capul restul... meu. Bebe, ai restul de bani? Nu pot să mă uit. A, ce? Restul? Aolo. Ai vrut că n-am terminat, ce ai?
Înseamnă că toată viața aș vrea restul. Stai să dau și căcatul ăsta jos. Am crezut că îți dai altceva. Păi îmbracă-te că e frig aici, bre. Păi mă îmbrac eu. Hai să mergem să-i ajutăm. Și mergem acasă să facem ce facem. Hai să-i ajutăm. Hai, mă duc să le iau comanda prima dată. Le iei tu comanda? Da. Ok. Psst. Ce urmează? Suna bătaie? Băi, să încercăm și noi să mai distindem atmosfera aici. Ca să nu fie doar roleplay-ul ăsta în care sunt sclavul lui Andrex. Hai să mai distindem și noi ceva. Hai bre, nu-ți rușine. Bun, domnule, vreau așa. Paste carbonara, Alex. Avem de toate. Bun, doresc paste carbonara. Bre, mi s-a blocat la cea mai interesantă parte. Da. Bre, asta e... Aici muriși puțin. Am înțeles, Alin. După o carne de vită. Sile, mulțumesc frumos, zicule, mulțumesc frumos pentru elixir, Sile, te pup. Bă, pe Nea Gigi l-ați văzut astăzi pe aici că nu l-am văzut deloc. Făi tu ceva cu Amalia, băieți. Roleplay-ul meu nu prea conține chestii din astea, știi? Bebe, pune în titlu că sunt sclavul lui Andrei Zro pentru 24 de ore, extrem. Sunt sclavul lui Andrex. Dacă vom vrea desert, vă chemăm, domnule. Lava cake. Nu știu, domnișoară, vedem după. Vă rog, ce râdea aia, bă, mă, o mare răsul ăla. Și râdea când veneau gorilele alea. L-am văzut că e cu Mickey? Du-te, bă! Eu îmi bat pe aia dacă mai râde de mine. Bre, n-a râs de tine. N-ai auzit și am zis eu? M-ai auzit pe mine? Ce ai zis? N-am mai auzit? Nu. Păi de-aia râdea. Ce ai zis? Ai zis că dacă poate vrea laba cake. Aoleu! Ce-au zis că vor? Ce-au zis că vor să mă, să știu ce le duc? Ce că... Unde te duci, căsule? Tu te mai duc colo, că acolo... Bre, ia vină încoace, lasă-mă. Hai să facem mâncarea pe... Bre, vină încoace, dă-te jos din mașină și vină încoa. Dar nu așa, nu lăsa mașina în mijlocul drumului, mă, ferească Dumnezeu dacă am văzut așa ceva. Bre, tu spune ce trebuie să facă. Ce deci, trebuie să paste, deci, paste carbonara. De două ori tot ce zic, da? Că vor amândoi la okay. fel. Paste carbonara, carne de vită, am mai zis să vin roze. Pastele carbonara să aibă parmegianul pe ele așa mediu, da? Așa o zic. Parmegianul mediu? Okay. Da, adică nu mult, deci nu le umpli cu parmegian. Ok. Și atât? De băut vin roze? Ok. Aha. Ok, oricum mergem amândoi să le ducem. Băi, fii atent, vreau da. Să te dezbraci, de da. Dă-ți bluza jos. A zis că dacă n-are noroc cu mine, măcar cu asta. Dă-ți bluza jos. Scuze. S-a panicat. Hai bre, știi să-ți dai bluza jos? Dacă ar și merge... Dă-ți mă geanta, dă-ți jos astea după tine, cum nu mergi? Uite că la mine merge. Ia-le cineva asta bluza de el. Haț. Da. Și la tine ce nu merge? Nu știu bre. Dar tu cum încerci? Cu mușchiul Y. Încerci cu mușchiul Y? Da. Și apăs pe acea bluză. Ah, ok, înseamnă că... Domnul, ce faceți, domnul? Dumnezeu să te studi. Domnule, nu mă poți ajuta, să rog să-ți iei mașina și să te duci, ok? Ok, domnul Tudor, aș avea și eu nevoie de ajutorul dumneavoastră. Aici, în restaurant, se află chiar colegul dumneavoastră, Andrei. Aș dori, dacă se poate, să-l ajutăm, să-l facem puțin să fie mai capabil în fața, în ochii domnișoarei cu care a venit aici. Și am nevoie de cineva care să se ducă acolo, să facă niște glume despre ei, bă, voi ce dacă căutați aici, nu știu. După care să vin eu să încerc să te dau afară, îmi dai 2-3 pumni, mă lași la pământ și după care o să sare la tine și te bate și pe aia te scot eu afară, înțelegi? Să zică, mamă, ce macio e ăsta, înțelegi? Da.
Hai, poți să intri. Amalia, te rog să te duci tu și să-l așezi acolo lângă ei la o masă. Și tu mai stai liniștit prima dată, știi? Și după aia începe, bă, nu mai vine nevastă, nu mai vine, te dai ca și cum mai fi bombardier din ăsta. Poate zice Andrei ceva, poate zice Andrei ceva să-l declanșeze, știi? Exact, exact. Merge, merge, mergeți. Să te enervezi. Nu, stați, stați așa, prima dată mă duc eu să le zic că vine imediat masa, stați acolo. Tu, tu, tu. Ce vezi? Ce? Da. Sunt sclavul lui Andrei, băieți, pentru 24 de ore. Domnul Keller. Bună seara. Domnule, am venit să vă anunț că masa dumneavoastră este în aproape pregătită, domnule. Aș dori să vă întreb dacă sigur doriți vin roze la friptura de vită sau ați dori un vin roșu? Nu știu, domnule, ce recomandă dumneavoastră? Eu aș recomanda un vin roșu cu scurțișoară și cu din struguri din astea cabernet și tiraz. Este un gust foarte dulce, acrișor. Bine, domnule, aduceți-mi în dăla. Dorința dumneavoastră este poruncă pentru mine. Acum ne pregătim. Ce amabile domnule de aici, de la restaurant. Hai, vreau. Foarte amabil. Du-te, bagă-l pe domnul, da? Da. Și bine ați venit la restaurantul nostru. Nu seara. E seara, ziua, acolo. O masă pentru unu? Pentru doi. Pentru doi. Să-mi spuneți, vă rog, un nume. De ce-ți băiți că facem pasta cabanosului? Da, la vagaic. Haideți după mine, domnul Tudor. Când îl bași până-i murit-o. Bună seara. Bună, bine ați venit, bună seara. Că nu zic că nici era masa lui rezervată. Fă mâncare, a? Ce mâncare, bă, băieți, să fac? Eu duc direct. Mă duc să-i fac mâncare. Care a venit aici, mă? Care a venit aici, mă? Bre, ce ai făcut, bre, aici, bre? Mi-ai lovit mașina, bre? M-a plecat. Ce? Ce n-ai, bă, ai făcut la mașina mea? S-a cam împins singura. S-a cam împins. Ieși de aici, că să vezi ce te împing eu. Trebuie să-i fac mâncarea lui Andres. Bă, dar n-au mai lăsat ăștia nimic pe aici, mă. Amalia! Amalia! Mamă, gândaci. Aici numai cartoane, mă. Amalia! Mă auzi? Bebe, ce faci? Pregătești cina, ce să fac? Hai să facem barbecue aici, carnea de vită. Ia, prinde gândacii aia de pe jos, că uite ce mari sunt. Aia sunt perfecti pentru un loc de carne de vită. Ia. Prinde câțiva și prălește cu pricheta și vin imediat. Mă duc să le duc pastele, da? Prima dată le servim paste, da, și da, după aia fel, carne. Păi da, fel 1. Ok. Mă duc cu pastele, băi, că am găsit ceva resturi pe acolo. Brodule, niște poze cu carbonara. Aulu. Ta-da-dam, dam, dam, da-da-dam, dam, 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 da-da-da-dam, dam, 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 da-da-da-dam, dam, 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 da-da-da-da-dam, dam, 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 da-da-da-dam, dam, dam, dam. În sfârșit a venit mâncare. Domnilor și domnișoarelor, dați-mi voie să vă prezint specialitatea casei, carbonara. Sunt două porții aici foarte fierbinți pentru două persoane minunate. Pentru mine nu.
Colegul, am găsit aici. Domnule, da. Ce miros așa și de ce să reci? Uitați poftiți, acest pahar de vin pentru berile. Dumneavoastră, luați-l în mână, vă rog frumos, pofti. Domnișoara, da, ce cu luați... pastele, că mi-era foame. Luați și dumneavoastră acest pahar de vin. E bună, e bună. Perfect. Domnule Kellner. Da. Kellnerule, ce cu pastele astea reci și care miros așa? Domnule, pastele carbonara se servez reci la noi în restaurant. Pentru că s-a inventat și s-a dezvoltat clar. Pastele trebuie să fie reci pentru a conține într-adevăr carbohidrați care să ajute corpul și să ofere un gust plăcut atingerii limbistice și papilelor disgustative. Da. Înțeleg, dar reci ca reci, dar cu mirosul serviți, ăsta ce? Serviți. Este vorba de, este o brânză foarte veche care s-a pus în aceste paste. Este o brânză care este depozitată la noi în beciul... Nu duc să aduc Vita. Ce-ai pățit? La vomite. Vomită, bă! Aolo! Aolo, mor, bă! Aolo! Aolo, mor, băieți! Ai lăsat și tu pe cineva să facă lege la casă? Nu, nu, n-am lăsat pe nimeni, de ce? De la Jaf n-am mai ajuns, trebuie să ajung să le dau banii la băieți. George, că ar trebui să fie pe acolo. Nu mai vreau, domnule. Hai să plecăm. Domnule, doar aici. Am pregătit plecăm, pentru dumneavoastră aici. Carne de vită, domnule. Nu plecați, vă rog frumos. Hai să plecăm, Andreea, te rog eu. Doamne ferește, ce clienți nemulțumiți. Brânză cu mucegai se numește. De burtă că nu-i gata, domnule. Domnul Andrei. Aceea este ce? Brânză cu mucegai, domnule, gorgonzola, așa miroase, așa se servește, domnule, checazzo. Ce miroase, miroase așa. Checazzo fache. Fate. Aia zic. Cosa fai? Domnul, miroase che cosa a fate? Domnule, miroase a șobolan. Pliza se vu. Brânzetul. Brânzeturile sunt una, ceva foarte delicat, domnule, nu se de... Eu v-am spus... Trebuia să luați o gură de asta, să serviți cu vin. Aduceți, păi am vomitat, domnule, vreți să vedeți ce v-am vomitat acolo Vita la dumneavoastră? Acolo la domnule, înseamnă că nu... De ce n-ați servit, domnule, cartofi prăjiți cu mici dacă cu astea sunteți obișnuite? De ce ați cerut așa ceva elegant, domnule? Domnul Andrew, haideți, hai. Încercați Vita. Vita e proaspăt făcută. Hai, Andrea, să vedem. Vă frumos. Insist să rămâneți la noi la restaurant. Îți poate vomi și din asta. Faci unul legea, las că se ocupă Sile, băieți. Așezați-vă, domnișoare. Chiar o să stau aici lângă dumneavoastră să gustați. Ce dracu mă căutați aici, mă? Bă, ce vrei, bă, du-te la masa ta. Domnul, vă rog frumos să vă așezați înapoi, domnule. Ce se întâmplă aici? Dar nu vă e rușine așa să-l deranjați pe domnul? Vă enervează. Vă rog frumos, liniștiți-vă. Treci, bă, la masa ta și vezi de ciorba ta. E bună? Ce zice? Da, domnule, e foarte bună. Emoții partajate. La tine dă mâncare, mâncare, dar nu știu cum... Da. Deși mie un... Domne. Da. Dacă auziți aici, dacă îi mai deranjează pe domnii, vă dau afară din restaurant, înțelegeți? Domnul acela a închiriat tot restaurantul, înțelegeți? Este un om foarte bogat de aici, de la noi din oraș, înțelegeți? Și a venit cu soția. Te dau afară imediat. Hipocritule ce ești. Nu ți-e rușine, nesimțitule ce ești. N-ai și 7 ani de acasă. Ai venit la noi să ne comanzi o ciorbă de burtă că ești ras pe mațe, bă, interlopule. Nu sunt interlopul domnule. Ridică-te și dă-mi un pom. Că aici se vede cu băi, aici se termină cu te dau afară de aici dacă nu. Ridică-te și bate, mă. Ai auzit? Te dau afară. Au! 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 Că-ți un colo. Au! Ce te că deja m-ai enervat. Bă, tu dai în chelner, mă. Oh. Da, nu te
tu, Andreea, nu da tu, nu da tu, Andreea, nu da tu. Bebe, bebe, ești bine? Colegul. Bebe, ești bine? Colegul, zi-mi. Colegul, 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 ești bine? Colegul, ești bine? Colega, dacă știi de când vreau să-ți o trag. A început să dea în domnul, ajutați-l, vă rog. Hai că dacă te faci bine, vedem. Uite aici. Ajutați-l, vă rog. Uite, bre, la o parte, doamnă, din fața mea, stai în fața mea, țâțele tale să-ți fie. Hai că se face bine. Se face. Super, Cobra, mă bucur că îți place, ticule, mă bucur că îți place roleplay-ul, te pup. Aolo. Aolo. E ciocată. Uitați-i ciocatele, băiți. Aolo, bre. Am boală pe unul de la tine, de acolo, de la doctor. Cine vrei? Horatiu. Oliver. S-a dus acasă, s-a dus acasă cu iubita mea. Bre, păi și eu. Ce, și tu? Cred că la... pe iubita mea. Ascultă un pic la mine ce zic. Nu. Eu dau să-l băgăm în topitorie acolo, să-l topim. Oh, cred că mi-a revenit, mă simt mai bine. Mai mult vreme? Un pupic cu ăla. Aolo, dar mi-ai promis ceva? Domnule, vă lăsați bătut, domnule, de oamenii de rezolvă, domnule. Dar nu înțeleg ce cum ați fost atât de puternic, domnule, de l-ați putut pune la pământ, domne. Că mie numai pum mi-a dat. Cred că mă îndrăgostesc. Sunteți un adevărat gentleman al acestui oraș, domnule. Știți ce? Bravo, bravo. Știți ce? Cred că în seara asta nu plătiți nimic. E din partea casei. E imposibil să plătească. Da. Uitați și ce domnișoară. Puneți, vă rog, ceva, că duc la bator, Kelner. Îl fac arde de mici. Kelner. Da, da, luați-l Kelner. De aici, vă rog frumos. Da. Colegul, te strângă asta. Semnați că este decedat, doamne, nu mai poate trăi. Tu cu ea? Ia cu Horatiu? Da, tu? Help me. Auzi, bre, că mișcă asta. Ce mișcă, măi, am dat mii de picioare în burtă, mai vrea să-i... Mamă, ce periculos. Mamă, ce femeie ce... Nimic, femeie minunată, puternică. Ai auzit, domnul Kelner. S-o vedeți pe-a mea, domnule. You need to help me, ok? Yes, yes. Because I need to... Păi fii atent, vin eu acolo și o bag în locul tău. Mă duc și o să o bag în locul tău. Ești al doilea deja. Au, dar nu mai... Nu! Haideți, așezați-vă la masă, vă rog frumos. Am dat! M-am prins! Ce fac cu punctele pe care le-am aici pe trovă? Ce să faci? Sunteți foarte buni, felicitări. Colegul? Da. Mă supăr pe tine. De ce? Păi de ce zici că nu ne supăr unul pe altul? Păi ba, acum mă supăr. Păi de ce zici la omul ăla că ar fi al doilea? Pentru că... Au fost alții deja pe la timp pe la casă, gen. Adică mă rog, pe la mine pe la casă, dar tu erai acolo și ești invitat. Bre, au fost, au văzut un minut cum e casa și au ieșit. Păi, asta nu știu, nu au fost și au fost. Eu nu am voie să am prieteni. Păi, ba da, dar nu se ia acasă. Păi, bre, au stat pe lângă casă, pe acolo, sunt prietenii mei. Tu n-ai fete la casă, tu nu ai pe Ana, pe Andreea, tu... Păi da, dar acolo stau toate, nu le iau singure așa, hai pe la mine. Păi hai că casa. Data viitoare iau și eu câte trei. Păi, tata mai ai poți, că altceva deja ai făcut. Mă intra. Ce faci, mă? Stai acolo, mă intra. Domnul Kelner, vă mulțumim, domnul Kelner. Sper că v-a plăcut seara noi și vă mai așteptăm. Ce te urci, bre, la volan, așteaptă, bre. Așa sunt, doamnele. Aolo, vezi că o să mă uit și eu pe camere. Da, dar de ce nu vii? Tu cu Amalia, am în combat. La revedere, domnilor, bine ați venit. La revedere. Hai, bre, în dreapta, că ai băut, bre, eu n-am băut. Hai,
La revedere, la revedere. Drum bun. Albă tută, cine vă prinde să vă... Pe tine. Nu uitați să vă protejați. Uhu! Oh, n-a zis nimic. La revedere. Doamne, ce zi grea am avut. Uite-o și pe proasta aia ce dă-n mașină. Hai că, hai să mergem. Orați unde ești? Noi am plecat, domnul, că avem un apel. Să trăi sănătate. Sănătate mult. Sunați cu ceva. Da, da. Stați băi, să din ce face Andrex. Mă uit pe telefon. Ia uite mă, frate mă. Și-am erau, mau, 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 mau. Și-am erau. Bă, o luat acasă băi, ți-o luat acasă, ești. Păi, am văzut o mașină. N-ai văzut bine nicio mașină, mai locuiesc. Ceva se întâmplă, băieți. Dai seama, hai că te invit. Poți să vin și eu? Unde mă, Gabriela, să vii tu? Gabriela. Să ce facem, mă? Bate la el în casă. Să ce facem, mă? Bate la el în casă? A, ai intrat în casă, mă. A, dar nu pot, mă, să dau spec pe el dacă e așa, ia stați un pic, băieți. Mamă, ce-am făcut aici, băiescă? Ah. Ce-a făcut, mă? Cum am naiba am ajuns aici? Ia, uite, bă, cine a intrat în orașul. Vine un pic, ne mai încercăm la să zicem dacă ne putem uita pe el, dacă nu va trebui să mă duc să mă uit eu acolo. Vrei? Da? Vrei să vin singura sau să vin și cu băieții? S-a întâmplat ceva rău? Nu, singura dacă nu cu toți băieții. Eu oricum i-am pus în rând, fiecare... Tu erai persoana de la casă care făcea legea pe acolo? A? M-auzi? Pricuriu, trebuie să-i spau. Albert, te pup, ticule, noapte bună. Nu m-auzi? Da, zic, tu erai persoana de la casă care făcea legea pe acolo? Bineînțeles că intru în ei. Nu, că mă întreba Cecile dacă a lăsat pe cineva pe acolo să facă legea. De tine da, zicea? Da, sunt eu și cu cineva pe care vreau să cunoști. Cine? Vreți oricum îl știi, dar vreau să-l cunoști. Păi atunci dacă îl știu la ce mai e? Era un prieten de-al ei? Îl cunoști în altă parte, nu aici. Ok. Înțelegi? Mhm. Uh-huh. Hai, ne vedem. Vin acum acolo la tine, bine? Tu știi unde rândai casa? Nu. Hai că îți trimit locația de acolo, ok? Bine, haide. Pa. Haide. Hai că avem treabă. Stai puțin.
Ce n-ai băsit tot în cuie, da? Bebe! Da! Auzi, da, vrei? Da, te aud. Autalea! Jap! Așa. Stai, bre, că nici n-am ajuns și eu acolo și deja Japonia, 5 secunde ca boxerii. Aruncă-l azi, măi, mă rupim! Păi hai că vin și eu acolo, încerc să deschid mașina, așteaptă-mă. Bine, bre, hai că încerc, hai. Păi și mie loc. Bă, de ce schimbi mașina? Gata. Hai, bre, vii cu mine sau te las aici? Bre, vii cu mine sau mai ai treburi de făcut? Nu mai am nimic de făcut, trebuie să mă duc. Unde te duci? Du-te liniștit cu cine vrei. Oh. Băieți, mergem repede să vedem ce face Andrex. Cam alea iese din oraș sau ceva, nu știu exact ce o să facă, băieți. Mergem să-l pândim pe Andrex, dacă nu mă înșel am cheile de la el, de la casă. Mamă, e jaf mașina asta. O mașina să nu o vadă, aici o parchez. Bă, dar dacă n-am lovit mașina asta de 100 de ori, am avut și garduri. Ia și că intrăm. E frântina la fata? Bă, băieți, calmați-vă, să înțeleg că nu e chiar așa. Și de ce zic că, Doamne, să nu fie cineva la ușă aici să mă prindă. Bye bye Manuela. Ce? Ce? Mâna dreaptă, adică. Japonia. Andrei în sfârșit are și el gagică, bă, băieți. Japonia! Alu, carasu! Noi, o rupim! Aulu! Aulu! Bă, și Andrei e fericit, bă, și Andrei, bă! Pot să-mi dau cămașa jos, pot să-mi dau ăsta jos. Am mai făcut pe cineva fericit. Am fost, uite, a venit și noaptea, am fost sclavul lui Andrex, băieți, 24 de ore am fost sclavul lui Andrex. Am făcut ce a vrut el. Acum sunt liber. Urât, băi, urât. Și că ai văzut dure și repetate la Andrei. Da, la maxilar. Stai că îi scriu fiar în cerere de nebunie. Pa, noapte bună. Era să zic, ia uite-mă cu cine vii. Aolo, dar ce te-ai făcut așa cu barba așa neagră? Stai să-ți arăt cam astea aici în spate. Aoleo, am uitat să bună zic seara, că... numele meu este Bebe Moise și astăzi voi fi slujitorul dumneavoastră. Bine ați venit la restaurantul nostru, aș dori să vă servesc cu ceea ce aveți mai de prisos. Cu multă... carbonara aveți? Avem... La care vorbești? Și cu care vorbești? Cum care vorbești? Sile? Ah, scuze, pe minte. Ah. Dar ce faceți?
Păi m-a adus aici, înțeles că ai chemat. Aia, jap. O, vecii noi. Da, scuze. Păi ne-ai chemat aici. Aruncați-i, o rupim! Andrei a dat lovitura. Deci, Nea Bebe, am auzit că a fost o mică ceartă între tine și Amalia. Ce s-a întâmplat? Mă, ce să se întâmple? Că-ți povestești și ție și spui tu dacă e ok, da? Că mie mi-a spus că ia ta și vreau un pic de aici. Păi să-ți povestesc. Am fost de dimineață și ne-am cumpărat casa, da? Da, știu că mi s-a zis. Ne-am luat casă frumos, am zis că nu știu. Și astăzi am fost plecat toată ziua, că i-am spus că am afaceri, nu știu, am fost plecat toată ziua. Și când vin și eu acasă, cam o ce aud? Că ea a chemat pe nu știu cine, Horațiu, pe la ea pe acasă, a bărbații. Că nu știu ce, că nu știu cum. L-a chemat pe soțul meu, Sile, și pe Horațiu să ajute cu casa, să facă interiorul, pentru că ei nu prea i-a mers. Auzi, Japonia! Da-și bre, firea aia cu Japonia ta să fii. Du-te în Japonia dacă-ți trebuie, nu veni la mine cu Japonia. Stai așa, ce ți-a zis, cum se numește, ce ți-a zis Amalia? Nu te băga tu, bre, de aici, tu du-te de aici. Ce ți-a zis, stai așa, ceva, că... du-te de aici. Bre, spune, bre, să zică, mai spune, cum să repete odată. A zis că a chemat pe Sile și pe Horațiu să o ajute cu casa, asta a zis. Da, pula! Aoleu, na, și cred că bineînțeles că nici mie nu mi-a convenit că l-a chemat pe soțul meu, dar... Zi-mi ID-ul, Georgica, că scot eu banul. După câte știu păi eu. Păi presupui. Pentru că îmi cunosc și eu soțul mai pe scurt și știu că nu face el de asta. Nu, eu am fost doar cu treaba acolo, cu business. Da, pula! Nu că știe că dacă va face ceva greșit, eu am plecat. Definitiv. Da, pula! Deci, bă, da, pula ta. Aoleu! Nu mai trebuie zi, bă. Păi, nu, dacă ai zis da, pula, și eu ți-am zis da, mă, pula ta. Aoleu, gata. Bă, nu mai zi, bre. Nu mai zi, gata, mai gata, tac. Georgica, scrie-l aici, mă, Georgica, ca să ți-l poți deci, scoate. Că nu pot să dau alt tab. Ai spărat pe ea, fiindcă a venit Sile și cu Horațiu la ea? Mă, nu că m-am supărat, dar nu mai am încredere în ea, ta tot. Eu supărăcios nu sunt. Să n-ai încredere, eu ți-am zis. Măi, eu zic că e o fată de deșteaptă, nu cred că se ocupă ea cu așa ceva. Băi, dar tași, măi, că te iau la pune aici. Eu nu cred că a făcut ceva, pentru că am ajuns să o cunosc și o cunosc de foarte mult timp și crede-mă, nu e o persoană să se gândească la așa ceva. A, pula! Mă, da, taci, mă, cu puta! Băi, nu mai da, Andrei, că ajunge atâta, că după aia... Ajunge, că mă doare capul mai, și... Mai, stați puțin, liniștiți-vă puțin. Nu m-am supărat sau cea, doar că... Na... Acum o să mă mai duc și eu pe acasă cu câte o fată, să le arăt casa, să nu știu ce. Și să sperăm că nu se supără nici ea. Eu zic să nu mergi cu vreo fată, că nu e frumos. Păi dar ea poate să meargă cu băieții frumos, nu? Păi ea a vrut să... Păi și eu tot la fel vreau, același lucru. Ca să ajute, știi? Păi și eu. Hai să zic, bebe, de ce am fost acolo. Voi aveți acolo garaj la casă, din câte știu. Da. Și am tot văzut că făcea... treburi de-astea îngerești, să cheme băieți pe acolo, să vedem ce și cum. Și m-am dus eu odată și tot scotea mașinile din garaj și le-ai și tu, știi? Da. Am aflat de asta. Și că nu e ok ca să le scoată. De asta a mers. Păi... Eu după aia am plecat și a rămas acolo, mai departe, cu Horatiu, s-au plimbat cu mașina, nu știu, făcut ei, dar nu cred că au făcut nimic. Toți Johnle s-au dus la spital, Johnle s-au dus la tine acasă. Păi nu știu, l-a băgat în casă, nu știu care treaba. Și eu am intrat în casă, că mi-a arătat că e... cum a făcut, cum astea și am zis, e ok, a pus două, trei dale pe acolo, am zis, forță. Da, dar trebuia să anunțăm împreună, să facem și noi inaugurarea casei, să dăm o petrecere acolo, să și a chemat așa, înțeleg, nu... Asta, da, știu. Nu-i frumos. Nu se face așa, nu-i frumos. Nu-i frumos. Eu am înțeles și asta, dar... Eu în seara asta... Nu vreau să vă supărați unul pe celălalt. Seara asta vreau să iau și eu cuiva acasă. Ea mi-a spus că plânge și că e foarte supărat. Da, e fleșcă la... Babă pe aia. Da, bebe. A, pula! Na, eu nu zic de rău, dar nu meritați niciunul să vi se întâmple nimica rău. Așa e.
Hai, bebe, că vin cu tine acasă, că deja m-am eliminat. Mai pe scurt, nașule, eu știu că ești de treabă și nu, nu se merită să pățești da, nici ceva. Da, și Andrei de treabă, hâzi, jo. Vorbești ce vrei frumos. Ia, lasă-mă, că păi și... încă visez. Trebuia să-i spui ei asta. Tu că e acolo sus în casă, așa. I-am spus și ei că nu este ok ce-a făcut și a zis că își recunoaște vina și că nu o să te mai întâmple. Pentru că i-am spus că dacă se va mai întâmpla așa ceva... Gata, a fost ultimul, iertați-mă. Dacă se va mai întâmpla așa ceva, va avea probleme cu... nu numai cu mine, și cu tine și cu restul. Asta e pentru Andrei. El recu să fii de handicapat. Ce? De ce vă puteați toți la mine? Asta e pentru tine, Andrei. El recu să fii de handicapat. Ce vrei? Nu că pe lumea asta nu se aude, dar pe lumea cealaltă se aude. Da, bebe. Dar ce mi-ai dat? Ia, lecu. Băi, bă, tu ce mâncare mi-ai dat, mă? Păi, ce-am găsit și noi, că era închis restaurantul, acolo am putut să intrăm în bucătărie, am luat din și spate. Și cum tu mi-ai luat de cu noi? Și acum lucrez la restaurant? Nu, măi, Andrei mi-a cerut să-l ajut să aibă și el o întâlnire cu cineva, știi, să fie. Ce vreți, am chemat, stai mă puțin, să am chemat acolo, m-am îmbrăcat cu Amalia frumos, ne-am dat peste cap, am zis ăsta. Am chemat până pe cineva acolo ca să mă bată pe mine și să-l bată el ca să facă impresie că e băiat, macho man, înțelegi? Le-am dat mâncare, le-am dat de toate. Da, da, da. A dat bubuiala în seara asta, da, ce mai contează, da. Dacă tot așa te ocupă de asta, nu faci și mie ceva, uite așa, pentru date, pentru mine și pentru Sile. Păi cum să facă, voi deja sunteți lipiți. Păi da, să, na, să avem și noi ceva romantic, nu știu. Bebe. Da. Eu când ți-am adus garnitura de chiulasă la BMW, eu ți-am adus-o de la gunoi, mă? Nu, dar era arsă. Păi și ce vin am eu, vrei? Păi trebuie să o schimb după aia. Ați s-o rup și oglinda, nu a fost vina mea. Și ața. Că atunci o apărut Mihăiță. Ia, bebe, când mai vii pe la casă? Acum vreau să merg la casă. Păi hai să mergem, că vreau să spui pe cineva, haideți. După cum ți-am spus. Haide, ne vedem acum, da? Dumi tu, mașina mea, te rog eu. Tepu, Brem a contactat un de la Brem. Cine? Patrovu. Bravo. Să nu-i rău deloc. Cum îl cheamă?